În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 29 de nave fără operațiuni portoare, 19 dintre acestea erau în portul Constanța, 8 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizării marți erau 9 nave, 7 pentru portul Constanța și 2 pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrație a Porturilor Maritime, pe 2 august 40 de nave erau sub operare, 35 se aflau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fierve, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau marți dimineață 15 nave. Dintre acestea, 13 așteptau pentru operare, iar două nu aveau operațiuni portoare.